Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, sunt Nicoleta Timaru, din nou interviul săptămânii pentru dumneavoastră și, așa cum v-am promis, părintele Alois Moraru este din nou alături de noi pentru a doua parte a emisiunii începută săptămâna trecută. Părinte, vorbeam data trecută despre cum facem să fim o istorie ușor de digerat, să-i zicem așa, și cei care vin după noi să se mândrească cu predecesorilor. În primul rând, prin cunoașterea istoriei și, cum spuneam săptămâna trecută, prin analiza celor aspecte care vin până în ziua de astăzi. Pentru că sunt unele aspecte care par înmormântate, iar altele care vin prin diferite valori și prin diferite, a spune eu, și tradiții și obiective care rămân. De aceea e important a cunoaște tot ceea ce vedem, a ne întreba de unde vin toate acestea, ce se întâmplă, la ce le putem valorifica pentru viitor și, sigur, cât din acestea le putem, aș spune, transpune într-un limbaj actual. Pentru că e foarte important limbajul pe care îl folosim, pentru că nu mai folosim arhaismele de altă dată, nu mai folosim anumite gesturi de altă dată. Vedem acum cât de importantă este această inserare a culturii noastre românești, a tot ceea ce avem într-un mediu european, într-un mod mondial, apoi ceea ce ne aduc alții din afară și cum vor cumva să strice sau să infecteze un pic așa tradițiile și stilul nostru de viață. Deci lucrurile se schimbă foarte mult și de aceea și istoria trebuie prezentată diferențiat și de la o categorie de persoană la alta și chiar de la o comunitate la alta. Pentru că sunt comunități rurale, foarte ancorate în tradiții, dar care nu au documente, nu-și cunosc strămoșii și așa mai departe, și comunități care se bazează pe istoria scrisă, pentru că nu au beneficiat de o istorie transmisă prin viu graui. Părinte, mă gândesc că sunteți norocos că aveți acces la atât de multe informații și scormoniți în arhivele timpului și descoperiți de multe ori lucruri cu care zic eu că ne putem mândri. Și când mă refer la acest aspect, mă gândesc mai ales la noua cauză, noua misiune pe care o aveți, și anume cauza lui Dumitru Matei. Sunteți responsabil diecezan pentru această cauză și aș vrea să le povestiți celor care ne urmăresc ce înseamnă de fapt acest lucru și ce ne pregătiți. Toate sunt cu voia lui Dumnezeu, aș spune, și pentru noi istorici nu este un subiect nou. Lucrând la departamentul de cercetare de aici de la Episcopie, încă din 1998, după aceea oficial pe 16 iulie 1999, s-a înființat acest departament, dar printre primele noastre subiecte de studiu a fost tocmai acest preot care ne-a atras atenția. Prin ce? O să vi se pară tuturor curios, deci anumite aspecte pe care nu le mai întâlnim astăzi. De exemplu, un preot condamnat la moarte. Acest preot a fost împușcat în ziua de 21 februarie 1951. Acest preot a fost urmărit de securitate și s-au intentat multe procese. Acest preot a fost dedicat slujirii bolnavilor, slujirii prizonerilor, slujirii soldaților și slujirii celor din spitalele de aici, cum am spune noi astăzi, emigranții, din Polonia, din Franța, din Germania. Și de aceea, având, să spunem, o activitate deosebită, care diferă de cea unui preot obișnuit, pentru noi a fost un subiect de studiu. Și de aceea, încă de atunci, deci vorbim de anii 99-2000, noi am dorit să realizăm acestui preot o cercetare atentă. Am beneficiat de ajutorul domnului Dănuț Doboș, care, având cunoștințe de istorie în această perioadă comunistă, pentru că și noi istorici ne specializăm pe anumite perioade, pentru că, sigur, chiar dacă vorbim de istorie de la creație și până astăzi, totuși avem o anumită afinitate față de un domeniu, față de o perioadă și așa mai departe, și de aceea dumnealui, fiind specialist pe această perioadă, ne-a ajutat cu documente din arhivele securității, cu alte studii, alte conferințe, care ne-au ajutat să înțelegem fenomenul comunismului, fenomenul persecuției și atât modul în care se realizau acele dosare fictive ca o persoană sau alta să fie condamnată la moarte. Eram atunci și într-un stadiu de cercetare despre viața și activitatea episcopului Anton Durcovici. Chiar în 1999 s-a încheiat faza diecezană a cercetării despre martirul său și iată, atunci am dedicat chiar un număr din buletin istoric pentru părintele Dumitru Matei, sigur, un număr mai limitat, la
lumina documentelor pe care le aveam la acea vreme. Împreună cu părintele Anton Despirescu am fost atunci la Sărata, localitatea de baștină acestui preot. Am luat acolo multe interviuri, am avut celebrări liturgice, am vorbit cu oamenii de acolo, am văzut crucea din cimitir și memoria pe care oamenii de acolo aveau la împlinirea a 50 de ani de la moartea lui. Pentru locuitorii din Sărata era cunoscut trecutul acestui preot? Erau cunoscut pentru că fiecare sat se mândrește cu preoții săi, pentru că mai ales acolo nu erau prea mulți. Dacă merge într-o localitate vecină lui Izi Călugăra, unde sunt zeci de preoți, vă dați seama că dacă pomenești un nume s-ar putea să nu fie bine cunoscut de toți. Dar în Sărata, unde sunt puțini preoți și acest preot a fost, să spunem așa, subiectul discuțiilor lor la vremea respectivă și memoria acestui preot a fost transmisă din generație în generație, era un subiect de actualitate. La fel cum este și astăzi. Și vreau să spun că anul trecut am realizat mai multe cercetări la Sărata, am vorbit cu cei din familie, cu cei care l-au cunoscut, ne-am bucurat că familia a dorit să se ridice și un bust în cinstea preotului Dumitru Matei și toate acestea venind pe dorința noastră a istoricilor de aici, de la Episcopie, de a-l face cunoscut și de a vedea dacă putem să avem și un dosar de cercetare a vieții lui ca sfânt. Și anul trecut, când s-au împlinit 70 de ani de la împușcarea părintelui, am cerut în mod oficial preasfințitului Iosif Păuleț să ne permită să facem cercetări aprofundate, să solicităm congregației pentru cauzele sfinților această permisiune și această permisiune a venit și ne bucurăm că zilele acestea constituim și comisiile pentru această cauză diecezană și spun, am relansat sau am redeschis un foc pe care noi l-am început în urmă cu 20 de ani. Documentele s-au mărit ca număr. Sigur, unii dintre martori au murit, pentru că, iată, găsim mai multe documente, dar ne mor martorii și de aceea trebuie să pornim într-un mod sistematic pentru această cauză și această cunoaștere. Anul trecut, preasfințitul a deschis această, spre noi, perspectivă, m-a numit responsabil diecezan pentru această cauză și de aceea și la această post de radio am inițiat în fiecare săptămână rubrici de istorie sau le-am pus în cadrul emisiunii arc peste timp, repere ale istoriei creștine, pentru ca să-l facem cunoscut. Cu această ocazie am aflat despre experiența pe care alți oameni o au în relația lor cu fostul preot Dumitru Matei. A primit telefoane, mesaje de la București, de la Botoșan, din Iași, din alte părți, din Sărata, nu? Persoane care au vrut să ne spună ceea ce știu despre părintele, pe unul dintre ele deja i-am pus ca martori în acest proces pe care dorim să îl facem și continuăm și cercetarea documentelor. Avem aproape 12.000 de file numai din arhivele securității. Când povestiți toate aceste lucruri, mă gândesc la toate filmele pe care cu toții le vedem cu siguranță și vedem acei cercetători care răsfoiesc, se uită în manuscrise, în tot felul de cărți și au așa pe chip o bucurie că au descoperit ceva. Cam așa vă văd și pe dumneavoastră acum când îmi povestiți despre aceste lucruri și încerc să-mi închipui când cercetați sau când mai vorbiți, când mai descoperiți ceva, ce bucurie vă inundă sufletul. Adică sunteți un norocos, părinte, mă gândesc, pentru că aveți această misiune de a fi păstorul oamenilor în credință, dar în același timp un căutător, un scormonitor al adevărurilor istorice. Spuneți-mi câtă satisfacție personală vă aduc aceste descoperiri, pentru că știm foarte bine de beneficiile pentru dieceză, pentru noi, că dumneavoastră munciți și descoperiți aceste lucruri, dar personal, ce simțiți când dați peste aceste comori ale trecutului? Este expresia celebră, unii sunt șoareci de bibliotecă, dar noi suntem șoareci de arhive și de aceea trebuie să ne hrănim cu ceea ce găsim. Și ceea ce mă bucură întotdeauna este când din viața părintului Dumitru Matei pot găsi acel entuziasm de a sluji în biserică în ciuda persecuțiilor pe care și noi le avem la vremea. Și nefavorabile, exact. Atunci. Și de aceea când descoperi ceea ce a făcut acest preot, cu câtă bucurie mergea la bolnavi, cu câtă bucurie renunța să doarmă și să meargă să-i adăpostească pe anumiți prizonieri, cu câtă bucurie făcea aceste jertfe de ascultare pe front, în spitalele din Iași. Și sigur și durerea
pe care a trăit-o timp de aproape 2 ani, cât a fost fugărit, ascuns, adăpostea la anumite parohii, în anumite case, și nu e frumos sau plăcut să te simți fugărit, dar toate acestea le accepta dintr-un spirit de jertfă și după aceea tot procesul pe care l-a avut intentat cu foarte multe declarații, cu acuzații pe care nici nu ne putem închipui, sigur, la vremea respectivă, vi le vom povesti, dar cum trebuie să păstrăm, să spunem, și o anumită discreție față de tot ceea ce noi descoperim, să vedem tot complexul proceselor în care el a fost aruncat, pentru că a fost aruncat în procese cu sute de vinovați. Și când a fost condamnat la moarte, a fost el și încă două persoane, dar au fost încă vreo 200 condamnate la diferite alte pedepse. De aceea vedem, și mai ales la Părintele Matei, în multe etape. Și din acestea aș dori eu fiecare să soarbă câte ceva. În primul rând, latura vocațională. Modul în care el pleacă din sat la vârsta de doar 12 anișori. Nu, merge la Iași, vine la Iași, rămâne impresionat de ceea ce e aici, modul în care el studiază, cum este sfințit preot, grupul mare de 33 de colegi au fost sfințiți atunci, generația 1939, apoi el a activat doar aici la Iași. Activa ca vicar parohial și avem declarații foarte frumoase pe care le-a mai și prezentat. Modul în care celebra liturghia, modul în care îi lua pe ministranți și îi forma, modul în care, spun unii, era capabil să dea tot ce are episcopia săracilor. Și preoții trebuiau să-l mai liniștească un pic, pentru că era un om al carității, dedicat slujirii, un om în care episcopul Mihai Romu și-a pus mari speranțe și de aceea a încredințat și, să spunem noi, acest segment de ajutorare din partea fondurilor care veneau din America. A fost implicat în multe aspecte și ar trebui să le luăm rând pe rând pentru a le înțelege, nu? Mă gândesc, părinte, că dumneavoastră povestiți acum despre trecutul acestui preot și știm foarte bine și fericitul Anton Durcovici ce viață a avut, ce timpuri nefavorabile pentru exprimarea credinței și mă întorc în prezent când preoții noștri au cadrul potrivit, nu sunt atâția factori care să încurce această misiune. Asta ce înseamnă? Că peste ani nu vom mai avea sfinți? Vom avea. Pentru cum se manifestă atunci sfințenia în timpurile noastre? Cum pot fi un sfânt al timpurilor pe care le trăiesc când cadrul este propice, ca să zicem, nu? E adevărat că noi scoatem în evidență atunci când facem, nu mă refer doar la dieceza noastră, aceste dosare de beatificare, persoane excepționale. Și considerăm că a fi sfânt trebuie să fie ca Anton Durcovici, Veronica Antal sau Ieremia Valacul, iată acum cu acest slujitor al lui Dumnezeu, pentru că ni se permite, nu, să-l numim pe preotul Dumitru Matei slujitor al lui Dumnezeu din partea congregației pentru cauzele sfinților. Și sigur, noi privim spre aceste modele și ne speriem, dar sfințenia trebuie să fie înțeleasă într-un mod cu totul și cu totul personal. Fiecare se poate sfinți acolo unde este și prin activitățile pe care le desfășoară. E adevărat că unii ies în evidență prin strălucirea vieții lor de credință, prin apostolatul lor, prin jertfele lor, prin minunile pe care unii le pot face în timpul vieții. Dar nu trebuie să ne speriem a fi sfinți. Nu mi-amintesc că un preot odată le spunea părinților la un botez: aveți grijă ca fiul vostru să fie un sfânt, să... Și mama zice: ferească Dumnezeu, părinte! Deci, să aibă viața pe care au avut-o sfinții, nu prigonit și omorât sau știu eu ce alte... Există această teamă și de aceea, sigur, când privim la Dumitru Matei, noi ne speriem. Și nu doar la Dumitru Matei, nu? Ci la toate modelele pe care le avem din trecut. Și atunci noi ce modele vom avea pentru cei care vin după noi? Ce vor spune? Cum vă închipuiți că generațiile care vin vor vorbi despre dumneavoastră, de exemplu? Era un preot, a fost paroh acolo, a cercetat istoria, a găsit lucruri despre sfinți și ce vor mai spune? Ce vă închipuiți? Și ceea ce am făcut potrivit vocației mele principale, deci ca preot, în ce mod mi-am trăit preoția? Cum am putut să le vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu? Cum i-am încurajat? Cum i-am vizitat pe cei bolnavi? Poate cum au descoperit unii, să spunem așa, drumul chemării? Și aș face câteva dezvăluiri, sigurile sunt publice. Știm că în urmă cu câteva săptămâni a trecut la cele veșnice Părintele Anton Bișoc, pe care l-am cunoscut în diferite forme. Publicând mai multe materiale despre viața părintelui,
am putut vedea reacția oamenilor. A fost un preot spre noi ca toți ceilalți, dar cu anumite atuuri pe care noi poate nu le avem. În primul rând, acela de a sta de vorbă cu oamenii la spovadă. Și de a le trimite cărți după, nu-i așa? Da. Și eu am fost printre cei care la un moment dat, în copilărie, mi-amintesc, părintele a fost într-o vizită în parohia Fericitul Ieremia, m-am spovedit la dumnealui și mi-a cerut adresa și în mintea mea de copil atunci a fost, cine știe, cred că vrea să mă certe, mă întrebam, dar ce păcate am făcut așa mari, de ce vrea părintele să-mi scrie? Și surpriza a fost după că, de fapt, părintele mi-a trimis un pachet de cărți și știu că a făcut acest lucru cu, nu știu, sute, mii de oameni. Exact. Nu știu. Și de aceea spun, a fost o activitate pe care părintele a crezut-o benefică. Și văzând reacția credincioșilor, a spus, iată cât de mult contează să vorbești cu omul și să-l încurajezi. Cine a citit a putut să se sesizeze cum oamenii spune, datorită lui eu m-am schimbat, datorită lui m-am convertit, datorită cărților pe care mi le-a trimis eu mi-am schimbat viața. Apoi, la atâtea medalioane ale preoților pe care le public pe internet, văd asemenea reacții. A fost un om sfânt, a fost un preot blând, a fost așa și așa. Deci, iată, făcându-ți bine datoria, în această direcție găsești lucruri extraordinare. Și sunt convins că dacă vom începe să scriem despre familii care și-au trăit viața modern, cu toate bucuriile și necazurile ei, atât despre viața unor bătrâni care au avut grijă de nepoților când părinții erau în străinătate și așa mai departe. Putem descoperi oameni sfinți printr-o viață normală. De aceea nu trebuie să căutăm aceste lucruri extraordinare. Nu toți au aceste daruri, cum spune Sfântul Apostol Paul. Unul are darul de a vorbi, altul de a predica, altul darul de a se juca. Uitați-vă cât se rămân în memoria colectivă a unui sat prin ceea ce au făcut. A fost un cântăreț bun, a fost un actor bun, a fost un om cum se cade, a fost un primar bun, a fost un politician cum se cade. Deci, făcându-ne bine datoria, noi rămâne pe această linie care ne conduce către Dumnezeu și doar cine are, eu știu, aceste binecuvântate ocazii de a suferi prigoană, de a da mărturie pentru Hristos, sunt oameni binecuvântați, dar trebuie să-și înțeleagă bine această chemare, pentru că unii cedează în fața persecuției, dar cine rămâne statornic până la sfârșit, acela va izbuti. Părinte, sunteți pe terenul dumneavoastră, voi spune, în istoria bisericii, în istoria preoților, dar aș vrea să vă întreb despre istoria României. Ce personaj din istoria României vă este cumva, poate aproape de suflet sau pe care îl stimați într-un mod deosebit? Sigur, dacă ar fi să fac un clasament, n-aș putea deodată. Pentru că, la fel, aceste personalități, acești lideri ai vieții politice și istorice au vorbit în contextul lor. Eu apreciez foarte mult personalitatea domnului Alexandru cel Bun, un prieten al catolicilor, care a avut o soție catolică, care a permis ca pe teritoriul Moldovei să se construiască multe biserici, unele rămână până astăzi. Ne gândim doar la vestigiile de la Baia, da, din acea perioadă. Ne gândim la episcopiile care au fost la vremea aceea, la Baia, la Siret și apoi la Bacău. Persoane publice, deci domni, care au favorizat această viață a catolicilor. Deci, în acea perioadă. Dacă ar fi să venim încoace, apreciez foarte mult deschiderea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Da, pentru unitate, pentru credință, pentru seminariile noastre, relația pe care el a avut-o cu catolici de la Săbăoani, a fost pe vremea aceea și un deputat catolic din Săbăoani. Venim în vremurile actuale, la cine să ne gândim? Poate mai la bine regi? Nu vorbim despre ele, cred că timpurile actuale. Nu neapărat că ea și ignora, fiecare și are rolul său, adică chiar și perioada lui Gheorghe Iudeș, cu toate persecuția aceea, iată că vorbim astăzi de sfinți din perioada aceea. Am avut și atunci o rezistență și chiar am avut studii despre rezistența catolicilor din munți. Da, deci diferiți lideri de-ai noștri. Sigur, dacă vorbim de lideri bisericești, la fel, vedem preoți care au preferat să fugă din fața autorităților comuniste, să se ascundă, sigur, după aceea să sufere diferite forme. Deci avem și, da, spune neapărat modele, dar persoane în fruntea țării noastre care, într-adevăr, au reușit să armonizeze și credința, și tradițiile, și învățământul, și politica internațională, pentru că aici trebuie să ținem foarte mult cont de politica internațională. De exemplu, domnul Lațcu,
da, de la sfârșitul secolului al XIV-lea, sau chiar Ștefan cel Mare, au vrut să favorizeze comunitatea catolică pentru a apărea bine în politica internațională. Și de aceea Papa Sixtus al IV-lea numește pe Ștefan cel Mare ca apărătorul creștinismului și așa mai departe, nu? Deci vedem personaje care s-au remarcat, dar să fac un clasament nu mi-am propus niciodată, pentru că vorbim de la secol la secol, de la perioadă la perioadă. Sau dacă ar fi să vorbim la nivelul istoriei noastre, ne gândim poate la regele care a favorizat unirea tuturor românilor. Să ne gândim, de exemplu, la regele Ferdinand, sau să mă refer la regina Maria, care timp de 2 ani a stat aici la Iași și a fost un model nu doar politic, dar un model de caritate, un model de iubire. Și de multe ori am scris despre dânsa, mai ales că avem jurnalele ei din care vedem apropierea față de comunitatea catolică, de preoți, de măicuțe, care au fost chemați toți aceștia de la București aici pentru a avea grijă de bolnavi, de răniți, pe frot și așa mai departe. Deci găsim atâtea cazuri frumoase. Rămânând tot într-un context istoric, trebuie să spunem că mâine va începe Săptămâna Mondială de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Ce mai înseamnă, Părinte, această săptămână mondială, nu, de rugăciune? Pentru că știm că se întâmplă acest lucru de ani de zile. Este încă speranță, este încă dorință. Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri? E adevărat că acum vorbesc așa cu un pic de scepticism în ceea ce privește activitățile din această săptămână. Sigur, nu putem să facem raportare la ceea ce a fost până în anul 2008. Acolo a fost un moment de ruptură în ceea ce privește relația noastră, mai ales dintre bisericile surori. Până atunci, poate ne amintim de atâtea manifestări frumoase, celebrări în Iași, la biserici catolice, ortodoxe, la seminare. Eram în Roma, atâtea momente deosebite pe care le-am făcut cu confrații de acolo, dar s-a schimbat ceva și lucrurile nu mai merg ca înainte. Totuși, nu uităm esențialul, este săptămâna de rugăciune. Sigur, noi aveam atunci săptămâna de activități sau de întâlnire ecumenice, pe care astăzi nu era tot săptămâna de rugăciune care se concretiza și în activități. Acum, practic, am rămas doar cu partea de rugăciune. Asta vreți să-mi spuneți? Da, exact. Okay. Dar la nivelul comunităților, acolo nu se vede această ruptură. Adică sunt comunități, spunem, mixte sau cum sunt la Târgu Frumos și cu lipoveni și cu cei pe stil vechi, unde la fel este armonie. Nu se pot realiza aceste întâlniri ca altă dată. Dar rămâne acest aspect, oamenii trăiesc ca frații în același bloc, pe aceeași stradă, participă la multe momente și din viața politică, din viața economică, din viața socială, copiii sunt împreună, ei participă reciproc la activități sau la momente de bucurie, dar și de durere, la o nuntă, la o mormântare, la un botez. Văd și în biserica unde sunt acum la Târgu Frumos, când este o pomenire, fiind credincioși ortodoxi sau lipoveni, se închină în stilul lor, se roagă în limbajul lor, adică dialoghez cu ei, vorbesc cu ei. Deci nu mai este acea euforie, să spunem, și acea manifestare externă, când era atâta și atâta, să spunem noi, emulație, plăcere, bucurie, sau mă gândesc la multe comunități din dieceza noastră, Iași, Roman, Bacău, unde erau activități mult așteptate, dar rămânea acel gust. Dar noi oare numai o săptămână ecumenică avem în an, în celelalte 51 de săptămâni, cum trebuie să trăim? De aceea rămâne aspectul de rugăciune și apoi să căutăm mereu să favorizăm aceste întâlniri și aceste momente de confraternitate, de dialog, de înțelegere, pentru că suntem într-o țară, spune eu, ecumenică, creștină, nu binecuvântată de Dumnezeu prin atâtea și atâtea valori. Dacă e să vorbim despre fapte mici care arată că avem un spirit ecumenic, despre ce ar putea fi vorba? Cum pot fi un creștin care acceptă și trăiește ecumenismul? Aș porni de la realitățile întâlnite în familiile mixte. Înainte de căsătorie, cam toate aceste cupluri discută. Ce vom face pe viitor? Eu vreau să rămân catolic, tu vrei să rămâi ortodox, ce vom face? Și atunci caută acele elemente care să-i unească, dacă într-adevăr există dorința de a trăi religia. Sunt și cupluri care sunt diferite, facem căsătoria, când vine un copil, vedem noi unde îl botezăm și așa mai departe, și apoi sunt indiferenți la partea religioasă și de credință. Dar cei mai mult să împărtășească valorile reciproce. Sunt familii care trăiesc de două ori Paște. Sau aici am mai întâlnesc familii care trăiesc de două ori Crăciunul, odată pe stilul nou și odată pe stilul vechi, în funcție de
starea lor de familie. Apoi este foarte important de a vedea nu cumva să existe piedici în ceea ce privește hrana. Da? Deci ne gândim la o familie mixtă care trebuie să țină posturi diferite. Da? La noi e mai simplu, în tradiția ortodoxă sunt posturile care vin mai pronunțat și înainte de sărbătoarea Sfinților Petru și Paul și postul Sfintei Marii, care nu sunt la noi. Apoi, accentuarea postului sau rugăciunea, rugăciunile în comun, iar sunt foarte importante, nu? Mai vine acum și trebuie să vorbim cu sinceritate despre influența protestanților. Da, care pe aici pe acolo influențează familiile noastre, laicismul și diferența religioasă care vine din Occident, da? Ce sunt mulți care vin de acolo, păi acolo nu aveam ocazie să merg la biserică, nu mă puteam spovedi, nu mă puteam împărtăși și prin urmare ce pot face aici, și de aceea vedem că interesul religios cade și trebuie să vedeți pe această linie cum se trăiește valoarea ecumenică în aceste familii sau în aceste comunități. Ne bucurăm, cum am spus, de participarea preoților, a ierarhilor și la anumite momente politice. Sigur, de cele mai multe ori poate sunt așa de fațadă, ca să vină și unul și altul. Și sunt doar momente, așa cum ați zis. Da. Atunci arată cumva diplomația care există între un cult și celelalte. Sau sunt liderii politici care știu că depind de voturile tuturor și atunci caută să se pună bine și cu unii și cu alții. Dar nu există acea unitate pe care dorește Hristos. Acea unitate care să se vadă prin înlăturarea tuturor vorbelor adresate celorlalți. Tu ești așa, tu ești așa, și sunt multe epitete care se mai aruncă pe aici pe acolo. Sau apoi să fie grupuri care să excludă anumite categorii de persoane. De exemplu, am cunoscut patroni care au vrut la firma lor să fie numai catolici. Așa? Așa considera el și ea, sigur, trebuia să le explic tuturor că nu-i logica cea mai bună, dar el avea principiile sale. Cu siguranță sunt unii care nu-i agrează pe catolici. Exact, exact. Mă gândesc apoi cât de greu un catolic poate intra, eu știu, pe un post de conducere sau pe un post politic, da? Dar, cum spun, am lucrat în medii în care am văzut această colaborare, mai ales la Roma, să spunem, unde știm prea bine o relație extraordinară pe care am văzut-o acolo între oamenii politici, pentru că am avut și noi acolo doi senatori catolici, am avut deputați, oameni, și apoi partea administrativă, jumătate din oraș este condusă de catolici, jumătate de ortodoxi, ca să spunem așa. De aceea lucrurile, zic eu, că merg foarte bine. Pot fi și anumite nuclee în care să fii văzut ca un paria, ca un străin. Dar ce căuta acolo? Dar ce caută catolicul ăsta acolo? Dar cum de-a ajuns acolo? Și atunci să caute diferite motive să te detroneze, ca să spun așa. Dar partea religioasă contează foarte mult. Partea de fațadă, într-adevăr, e de moment. E de moment, exact. Părinte, am vorbit foarte mult despre trecut cu Sfinția voastră în cadrul celor două emisiuni aproape pe care le terminăm în scurt timp, dar aș vrea să vorbim și despre viitor. Cum vedeți dumneavoastră viitorul și ce vă doriți pentru viitor? Și mă gândesc la toate acele pelerinaje pe care vă propuneți să le faceți și mă gândesc la cărțile pe care doriți să le mai editați, să le scrieți. Mă gândesc la toate cercetările. Cum veți reuși și ce vă propuneți pentru viitor să faceți? Sunt multe aspecte de spus aici. În primul rând, trebuie să ținem cont de această situație europeană, mondială, în care ne aflăm și care ne influențează atât de mult. Apoi, sigur, și vremurile pe care le trăim, vedem că vor cumva să ne uniformizeze, să ne pierdem tradițiile sau, să spunem mai pe șleau, să ne tăiem rădăcinile. Aș spune că acesta este marele pericol la care asistăm acum. Să pierdem legătura cu trecutul, să nu mai ținem cont de strămoșii noștri, de jertfele lor, de bucuriile lor și cumva să ne mondializăm, nu? Deci este un mare pericol pe care îl văd la ora actuală. E greu să mai convingi pe cineva să rămână în țară și să-ți greșească de muncă aici. E greu poate și pentru noi să vedem valorile de aici, că imediat merge după unele sau după altele. Vedem ce înseamnă alimentația în ziua de astăzi, adică până unde se merge. Dacă dau un exemplu pe care l-am văzut într-un magazin, o femeie căuta cartofi din România și vorbind cu ea, zic, dar nu vă plac cei din Polonia sau din Franța? Pe care... Nu, zice, o cumpăr numai produse românești. Deci sunt persoane și persoane. Unii nu agrează ceea ce este românesc,
De exemplu, în linie de construcții și ce am mai făcut eu pe linia aceasta, am vrut un spirit german. Pentru că știți că sunt seioși sau de ce? Care a fost motivația? Am fost influențat poate și de perioada pe care am desfășurat-o. Am fost mai întâi și muncitor în Germania, am lucrat acolo vremea studenției. Apoi lucrând la Viena la fel și mi-a plăcut tehnologia germană. Și am agreat firme de această categorie, materiale, care chiar dacă sunt produse în România, sunt făcute după tehnologia aceea. A fost așa un cui de al meu, să spun. Dar legat de partea aceasta de istorie, de cultură, e ușor să scrii, dar să vezi cui te adresezi. Sau cum am spus și emisiunea trecută, ce scriu eu, cui ofer, este digerabil, are valoare, ajunge la o finalitate, adică eu privesc foarte mult să aibă și să ajungă la acel punct la pe care eu mi-l închipui, pentru că vorbim, scriem, dar nu știm câți ascultă, câți văd, câți citesc. Dar nu trebuie să ne pierdem speranța. Adică eu nu aș merge niciodată pe această mondializare. Ne integrăm european, facem Uniunea Europeană, ne pierdem valorile noastre, n-aș vrea așa ceva. De aceea mi-aș dori România să nu se iasă din Uniunea Europeană, pentru că nu depinde de mine, dar așa. Dar noi să ne descoperim și să ne păstrăm mai bine identitatea noastră. Să avem liderii noștri, să avem vocațiile noastre, să avem produsele noastre. Pentru că am avut atâtea, multe le-am pierdut, dar le putem avea la o altă scară. Haideți să aducem discuția și la nivel personal, pentru că v-am întrebat ce vă propuneți dumneavoastră pentru viitor și aș vrea să știu părintele Alois Moraru ce își propune și ce își dorește pentru viitor. Să încercăm puțin să lăsăm acest context în care sunteți, aceste responsabilități, ci poate pe plan personal, poate chiar un pic egoist vorbind, ce vă doriți pentru viitor, părinte? Eu aș dori ca multe din proiectele pe care le am să le pot termina. Și acesta este și, să spunem așa, un motiv pentru care am vrut să fiu mai aproape de Iași, pentru că am foarte multe lucrări începute, dar n-am putut să le termin din cauza lipsei accesului la arhive. Când lucram mai aproape de Iași, ajungeam repede aici, în diferite arhive. Când lucram mai departe, pierdeam foarte mult timp pe drumuri. Și de aceea îmi doresc foarte mult să duc mai departe aceste proiecte istorice. Sigur, acum, cum am tot vorbit despre cauza Dumitru Matei, vom avea multe luni dedicate acestui studiu. Pentru că v-am spus ce front de bătălie avem, ce cantitate de documente trebuie să cercetăm, câte referate, câte rapoarte, câte sinteze trebuie să realizăm. Apoi îmi doresc foarte mult ca și pe plan pastoral să am o comunitate unită și, cum îmi place mie să spun, să fie o familie. Fiind într-o comunitate mai mică, lucrul acesta se poate realiza mai ușor. Și de aceea, cum spuneam, și la binecuvântarea familiilor, căutam să discut mult cu ei, să inițiem niște grupuri de activitate, să ne regăsim ca o mare familie cu diferite sectoare. Ora pentru copii, clubul seniorilor, asociații caritative, lecție divină, partea liturgică, de liturghie, adorație, rozare și așa mai departe. Sigur că îmi doresc să fie această, să trăiesc acea bucurie pe care o văd din satisfacția lucrului bine făcut. Adică, dacă fac un lucru, să nu-l fac doar așa... Să fie făcut. Să fie. Și toate aceste cercetări pe care le-am început, pe care le avem în derulare, să-și găsească finalitatea. Pentru că nu-mi place să apară o carte doar de dragul de a apărea o carte, de a scrie un articol doar că e ziua de comemorare a cuiva, ci vreau, într-adevăr, să găsesc această bucurie, că, iată, eu sunt mulțumit, ofer cuiva un lucru plăcut și, sigur, dacă mai sunt și apreciat pentru munca aceasta, este... acea bucurie și acel curaj de a merge înainte, că dacă nu, trebuie să te și oprești. Părinte, ați vorbit despre părintele Despinescu în cadrul emisiunii și mă gândesc că ați avut modele, preoți care s-au dedicat studiului istoriei, cercetărilor, nu? Și acum dumneavoastră faceți acest lucru. Tot gândindu-mă la viitor, cine vine după dumneavoastră? Simțiți că sunt oameni pregătiți să preia munca pe care o faceți? Sunt oameni care au aceeași dragoste față de trecut și dorință de a căuta și de a da mai departe aceste cercetări?
E o întrebare pe care ne-o punem și noi, și noi de multe ori la nivelul departamentului nostru, pentru că iată cu domnul Dănuț Doboș, cu părintele Fabian, lucrăm de mulți ani. Sigur, părintele Despirescu, grație Domnului, a ajuns la o vârstă înaintată de a lăsat un model de a povesti, pentru că așa au fost cu așa au vremurile. Fost timpurile. Deci părintele este o carte de istorie vie, de la care putem învăța și citi încă multe file, dar e un aspect la care nu prea se înghesuie lumea. Nici preoți și nici laici. Sigur, lucrând și cu foarte mulți profesori și cercetători, vedem că în anumite centre sunt perspective de viitor. Nu trebuie să ne limităm doar la preoți, ci să căutăm și laici care vor să vină și sigur că avem absolvenți de istorie, avem profesori de istorie, nu avem, să spunem, scormolitori de istorie de rândul preoților. Pe aici, pe acolo, au mai fost asemenea persoane, sigur, mulți se referă la părintele Ciobanu de la Chișinău, care a fost un iubitor și un împătimit de istorie, dar este de dincolo de granițele diecezei noastre, dar eu am această speranță, cum de fapt o avem întotdeauna, că vor veni și alții. N-am început noi istoria, nu o vom termina și cu ajutorul Domnului vor fi șoareci de arhive și pe mai departe. Mă gândesc la acele postări despre care vorbeați pe Facebook. Iată, poate din generația tânără, cineva care vă urmărește și vede ce muncă desfășurați, poate își va dori să ducă mai departe acest lucru, mai ales pentru că, iată, sunt atâtea metode acum la îndemână, mass media e mult mai deschisă, sunt mai multe canale de comunicare pe care putem face cunoscută istoria și mă gândesc că prin ceea ce postați și pe pagina de Facebook și asta încercați să atrageți pe cineva care să preia munca pe care o desfășurați. Bine acum ar fi, dar mult se sperie. A, dar așa greu, unde trebuie? De unde am găsit informații? Păi și ce le spuneți, părinte? E greu sau nu e? Este foarte greu. Deja i-ați speriat, i-ați alungat. Nu, dar satisfacțiile noastre sunt după o muncă grea. Deci întotdeauna am realizat că după ce am depus un efort într-o anumită privință și de multe ori privești înapoi și spui că n-aș mai avea putere și curaj să fac ceea ce am realizat, atunci îți găsești adevărata satisfacție. Iată, am fost capabil și de așa ceva. Altul poate o putea face mai bine. Dar îmi place să fie ceva nou, să fie acea noutate pe care să o aduc și sigur și cu acea, nu spune, satisfacție personală, că iată, nu a făcut-o pentru mine, că nu scrim istorie pentru noi. Noi doar o citim. Dacă vreau pentru mine, citesc și gata. Dar vreau să o rumeg, să o transmit într-un alt limbaj mai departe. De aceea spun că este greu de a avea sursele primare, pentru că de a povesti din cărți e ușor. Dar accesul la arhive este greu. Și mi-amintesc când lucram la Viena și făceam activitate de cercetare acolo, îi urmeam pe arhiviști spunând că acele documente din anii 1700-1600 nu au fost văzute de nimeni, pentru că tăiau sigiliile regale, documentele duse de la consulatele, de la Botoșa, de la Iași, de la Galați, la Viena. Și nimeni nu le-a cercetat. Era o noutate, iată, după sute de ani cineva... Cineva s-a gândit să vadă ce e scris în acele documente? Și ceea ce este mai ciudat, că au fost multe pachete de corespondență duse spre Viena, către cancelarie, către regină, rege, și așa, împărași, așa mai, care n-au ajuns unde trebuie. Nu știu, am fost primul care le-am citit după 300 de ani. Adică nu poți să fii indiferent și să spui că a fost norocul meu. Sigur, având acele inventare, mergând din document în document, am putut descoperi. La fel și aici. Deci am descoperit și când lucram la muzeul de la Sămăoanea cu 20 de ani, prin casele parohiale, prin poduri, obiecte aruncate acolo de 100 de ani. Și le-am scos la lumină, am văzut scrisurile, am văzut ștanțele și sigur că a fost o bucurie și o mulțumire că iată, am scormonit, am mai scos ceva la lumină și aici este bucuria noastră și încă o dată spun, nu pentru că le-am găsit eu, dar pentru că le pot oferi și celorlalți. Părinte, vă doresc putere și vă doresc să nu obosiți niciodată, să puneți în valoare, să luminați aceste valori istorice pe care, iată, încercați să ni le transmiteți și nouă. Vă doresc să vină cineva să vă sprijine, să vă ajute și să preia ceea ce faceți acum în continuare. Vă mulțumesc pentru prezența mulțumesc la emisiune. Mulțumesc și pentru invitație și tuturor acelor care ne-au urmărit și fie ne-au ascultat, fie ne-au văzut, dar tuturor le transmit această bucurie de a citi ceea ce istoricii oferă, pentru că e o muncă
titanică în spate și eu fac asta cu dăruirea și cu speranța că și alții vor beneficia de această lumină pe care Hristos ne cere să nu o ținem sub obroc și să o împărtășim celor din jurul nostru. Părinte Alois Moraru, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Dragi prieteni, nu uitați, la un moment dat, peste timp se face un arc. Haideți să nu ne fie rușine să privim în urmă sau chiar să privim cu speranță la ceea ce urmează. Sunt Nicoleta Timaru și vă aștept și săptămâna viitoare să descoperim, să trăim și să ne propunem alte lucruri frumoase pentru viața noastră. Interviul săptămânii la RCIS FM.